Lucrările la podul peste Someș din Sein se află în linie dreaptă. Primarul orașului, Gabriela Tulbure, spune că podul poate fi deja traversat cu piciorul. Zilele trecute a fost turnată placa de beton de pe pod și de pe grinzile laterale. Podul peste Someș va face legătura între Sein și Comuna Pomi. În acest an să putem finaliza acest proiect măreț pe care ni l dorim atât de mult, atât noi seineni, cât și cei din Comuna Pomi. Dacă totul va merge conform planului, edilul orașului se așteaptă ca podul peste Someș să fie dat în circulație chiar în această toamnă. Lucrările sunt în grafic, urmează ca în luna septembrie, cel puțin luna octombrie, se poată circula pe acest pod. Lucrările la acest obiectiv mult așteptat au început în urmă cu aproape trei ani și este o realizare importantă atât pentru Maramureș cât și pentru cei din județul Satu Mare, deoarece se creează o punte de legătură cu localitățile învecinate.